și avem și noi românii temerarii noștri. 3 ani a muncit istovitor Silvia Macovei ca să compună opera cu cele mai multe cuvinte din istoria muzicii universale și spune că a reușit. Este vorba despre opera La Divina Comedia după Dante Alighieri, în care s-au adunat numai puțin de 14.215 versuri și 104 cântări gregoriene. Manuscrisul operei cântărește aproape 10 kg și are șanse serioase să ajungă în Guinness Book. Greu de spus cum mi-a venit ideea. Ce pot să vă spun este că în momentul în care mi-a venit, m-am apucat de ea, dar am gândit cam 8 luni de zile. Așa un subiect, vă dați seama că implică o sinteză impresionantă. Am luat 3 ani de zile, o perioadă în care am muncit extraordinar, adică am făcut bătătura la mâini, să vă spun. Dar cum așa? Și... pentru că am ținut creionul de dimineață până seara, nu? Adică zi lumină. Mi-am programat-o ca să termin pe zile și săptămâni. Bineînțeles că muzica nu poate să vină chiar așa imediat și atunci mi-a fost foarte greu. Dar totuși am încercat să țin cont de această programare, pentru că altfel mi-ar fi luat poate și mai mult de 3 ani. Este cel mai amplu text folosit din istoria muzicii universale într-o operă. Pentru că nu există nicio operă de dimensiunea, de lungimea de 14 ore, da? Chiar și Wagner are 4 ore maxim. Deci de 14 ore nu există. Ori, eu, suprapunând textul, segmente de text, am obținut această contractare a timpului. Și am putut să obțin în 2 ore. Deci este o tehnică absolut modernă și originală și nouă și tot ce vreți. Este complexă și merge pe ideea operei spectacolului total, în care avem cor mixt, orchestră mare, cor de copii, soliști, balerini, pantomimă, absolut tot ce se poate imagina. O regie polifonică, pentru că textul Dante este de așa natură, că permite acest lucru. Și este un subiect fascinant. A scris această operă tocmai ideea de a intra în Cartea Recordurilor? Și în această idee, nu numai în această idee, dar și în această idee. Adică am scris-o din pasiunea textului, care este absolut fascinant și este o... a fost un privilegiu să pot să scriu asta. A fost ceva, un moment de har. Și de aceea am și ținut să fie lucrarea trimisă Bibliotecii Vaticanului ca un semn de apartenență a noastră ca neam la marea cultură europeană.